Oh, hai, salut! Eu sunt Racu și bine v-am regăsit la un episod din Last Day on Earth. Ei, ce fericit e tipul ăsta. Bine v-am regăsit la un nou update, fraților. Suntem pe versiunea 1.7.2, care într-un final a apărut și nu a adăugat ce mă așteptam eu. S-a adăugat niște chestii foarte ciudate. O să vorbim despre chestia asta în episodul de astăzi. Mai exact, avem niște modificări la radio. Asta, în primul rând, mi se pare cel mai tare, pentru că are un potențial foarte mare. Mai exact, acum putem să contactăm riderii de la radio și s-a schimbat cu tot interfața, pentru că putem să facem rost de cod. În primul rând, dăm de rider dacă mutăm de slider-ul ăsta aici și putem să facem rost și de cod și probabil o să putem să avem mai multe chestii pe viitor. Are un potențial foarte mare treaba asta cu radio, gen când o să apară multiplayer-ul, probabil o să fie o metodă de comunicare între player sau ceva. Nu au anunțat nimic, nu am citit nimic despre chestia asta, sunt doar niște presupuneri și ar fi mișto să se întâmple chestia asta. Nu știu dacă o să se adauge sau nu. Ce vreau să facem astăzi, pe lângă că vom vorbi despre update, voi mai vorbi despre niște update-uri legate de baza mea. Vom face și un tur al bazei, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați cerut. Mai exact, mă voi plimba prin bază, mă voi arăta cum arată baza, ok? Și vă voi arăta și ce am în fiecare chest, pentru că ați văzut pe live-uri și prin video-uri cam ce am prin chest-uri, dar nu v-am arătat niciodată ce am în fiecare chest, adică să vedeți ce chestii am prin fiecare chest, pur și simplu. O să fac un tur al bazei. Baza este distrusă și nici nu am de gând să o mai repar. Adică distrusă, mă rog, lipsesc foarte mulți pereți, dar nici nu am de gând să o mai repar, pentru că am de gând să o distrug cam pe toată. Singurele camere pe care vreau să le mai păstrez sunt astea două, care sunt cu pereții de piatră. Dar în rest nu cred că vreau să mai păstrez nimic. Vreau să o iau de la zero, după care să accept și riderii, pentru că, după cum știți, încă nu am acceptat riderii, pentru că am prea multe chestii bune care pot fi furate și nu am chef să fie furate. Adică nu știu, eu nu prea mai am nevoie de chestii, dar sunt multe chestii care îmi pot fi furate și nu prea e rentabil pentru mine. Ok, alte chestii legate de update. A fost scos Bradu, eventul cu Santi, Nick, cum îl cheamă pe tipul ăla, și a fost scoasă și măsuța aia. Măsuța deja am curățat-o de aici și am primit, nu mai știu, scrap metal și niște lemn, parcă. Și am zis să curăț Bradu pe video, să vedem ce primesc de aici, chiar n-am nici cea mai mică idee. Presupun că o să primesc, ok, pine log și scrap metal, ok, deci nimic special. Văd de vedere cât m-a costat Bradu și câte chestii mi-a dat, da, merită, pentru că de Crăciun am primit niște chestii foarte mișto, nu mai știu dacă am primit un parcă un VSS, nu mai știu exact. Parcă da. Mă rog, o să facem și turul bazei. Alte chestii care s-au mai adăugat, zidurile de level 3 costă mai puțin, nu mai știu exact cât costau înainte. Mi se pare că te costa 20 cu 20 și 20 cu 25 pentru ușă sau 25 cu 20 pentru ușă, nu mai știu exact. Dar ideea e că s-au ieftinit. Mi se pare că parcă era 20, nu mai știu exact. Între timp am fost și să farmez niște oak log, oak wood, oak, mă rog, știți voi, de ăsta, am farmat de ăsta. Ok, pentru că vreau să mă apuc, din moment ce o să refac baza, o să iau de la zero, am nevoie de resurse pentru... Cu piatra nu e problemă, am foarte multă piatră prelucrată, dar nu am oak log prea mult. Am doar... bine, e destul de multicel aici, dar nu mi-ajunge nici pentru, nu știu, pentru câteva camere, nici măcar pentru... Cred că mi-ajunge pentru o cameră, sau poate o cameră și un pic, dar nu e problemă, pentru că Chefir a adăugat, cu tot cu update-ul ăsta, a adăugat câteva cutiuțe noi, asta e o cutiuță destul de mișto. Pentru 10 lei poți să primești, adică, nu știu, e... C4 e destul de important. Și VSS-ul, în rest, na, chestiile astea sunt pur și simplu chestii de care ai nevoie pentru pentru raid, dar au adăugat o nouă secțiune care se numește Building și pentru doar 499,99, da, adică pentru 500 de ron, frate, poți să-ți faci o cameră din metal. Mă, chestia asta e retarded, deci e retarded în ultimul hal, nu știu, jocul ăsta... Nu pot să spun că e pay to win, pentru că nu există momentan un win, știi? Pentru că nu e multiplayer, adică nu ai un avantaj față de altcineva. Adică să zicem că pentru raiduri și chestii, dar chiar merită? Chiar merită, adică ca să-mi fac cu 4 camere în Last Day on Earth, pot să-mi cumpăr un telefon foarte bun. Da, deci nu merită chestia asta și în caz că vă întrebați, nu o să o cumpăr. Pentru că e retarded, e mult prea scumpă. Nu zic că nu e rentabilă, știi? Pentru că ca să faci o cameră din metal, da, de 3x3, adică 3 spații pe 3 spații, ar dura, nu știu, nici nu știu cât să zic, câteva luni foarte bune. Și au adăugat și asta cu stone, asta să zicem că e mai decentă, știi, adică 50 de lei pentru o cameră, da, de 3x3,
cu tot cu podele și pereți. Și îți dă chiar și pentru pereții de 1, asta mi se pare foarte tare. Dar nu cred că o să o cumpăr, e limitată, o să mă mai gândesc, dacă o să cumpăr așa ceva mi se pare puțin cam scump. Dar asta, fraților, asta mi se pare cea mai tare cutie. E destul de echilibrată. Ce mă interesează cel mai mult de aici este military box și safe-ul. Și vom cumpăra, chiar astăzi, chiar acum, vom cumpăra 10 cutii, pentru că e o reducere destul de frumoșică pentru 10 cutii. Asta nu zice că ar fi limitată sau ceva, deci presupun că o să fie aici mereu. Așa că vom cumpăra 10, fraților. Și avem 10 cutiuțe. Nu mai știu ce, îmi zicea cineva prin comentarii să nu le mai deschid imediat după ce le cumpăr, să intru în inbox, după care să dau open, că și că aș avea mai mare, aș avea, am mai mult noroc dacă fac asta sau ceva. Nu știu, o să vedem. Tot ce e aici e foarte interesant, astea 4 sunt ce mă interesează, în rest, dar nici ce ar putea pica pe lângă, în afară de plant fiber, nu e rău, nu e foarte rău, orice ar pica e bun, îmi place foarte mult cutia asta, așa că hai să-i dăm open la prima și să vedem, ok, mi-a picat piele, se putea mult mai bine, open, ok, scrap metal și atât, come on, duct tape, ok. I will take that. Mai avem încă 7 cutiuțe. Mă, steel plate-ul n-ar fi rău. Nimic din alea 3, nimic din alea 3 nu ar fi foarte rău. Și safe-ul, deși s-a adăugat în joc, nu îl poți crafta. Poate doar să-ți pice în cutia asta. În rest, nu ai de unde să-l iei. Sau mi se pare că mai e o cutie care dropează safe-ul, nu mai știu exact. Dar ideea e că nu poți să-l craftezi. Asta e... bun, mai avem 4 cutii și încă nu ne-a picat nimic, mișto. Come on. Hai cu un save de ăla. Oricum astea sunt doar bait-uri, știi? Gen, sunt puse aici ca să te facă să crezi că, bă, am șansa să... Adică chiar ai șansa să spice, doar că șansele sunt foarte mici. Open. Come on. Haide, prietene. Dă-mi, hai că în ultima trebuie să-mi pice ceva bun. În ultima trebuie să fie ceva bun. Hai, ai mă, serios? Fraților, am o presimțire. Mai știți ultima dată când am avut o presimțire? Ultima dată am zis că, frate, în ultima cutie trebuie să fie un guest tank. Mai știți? Și am cumpărat ultima cutie și în ultima cutie a fost guest tank-ul. Am o presimțire. Am o presimțire că dacă mai au încă 5 cutiuțe... Holy shit, e cam scump. Dacă mai au încă 5 cutiuțe, o să fie ceva bun înăuntru, așa că hai să vedem, please. Bun, fraților, încă 5 cutii, let's go. Open. Come on. Nope. Scrap metal, următoarea. Please. No. Piele. Încă 3 cutii. Haide. Nu plant fiber. Bă, nimic, mă, nimic. Open. Ce-i drept, e relativ ieftină cutia asta pentru ce chestii are înăuntru, dar e ieftină pentru că nu-ți pică nimic din chestiile astea. A very rare and extremely rare. Ok, deci sunt a very rare și extremely rare. Deci nu e... Sunt exact cum spune că sunt și se pare că nu ne-a picat nimic. Rip, bănuți, rip cutiuțe. Ideea e că a apărut și de fapt s-a schimbat chestia asta de la turetă. Nu știu dacă am mai prezentat-o pe vreun live sau ceva, dar ideea e că s-a schimbat imaginea de la turetă, știți că nu arăta așa. Rețeta nu s-a schimbat, e exact la fel și în continuare nu se poate crafta. Și safe-ul, deși acum este în joc, nu se poate crafta. Și are doar 5 spații, deci nu e cine știe ce. Sincer, între safe și military box, nu știu ce aș fi vrut mai mult, dar... sincer, cred că aș fi vrut safe-ul ca să pot să-mi pun chestiile foarte importante acolo. Și că tot vine vorba de chestii foarte importante, hai să facem turul bazei și să vă arăt toate chestiile șmechere pe care le am eu. În primul rând, pe aici se intră. Astea sunt cutiile de la intrare și de aici, aici pun în general armele pe care... Oh, ok, au scos și beculețele de pe bâte într-un final, pentru că deja deveneau stresante, nu știu, nu prea îmi plăceau. Mi-a plăcut la început, dar m-am cam plictisit de beculețele alea de pe bâte, nu aveau niciun sens. Engine parts le țin aici pentru că, nu știu, pentru că le țin aici, pur și simplu, nu mai am loc în altă parte unde să le țin. O armură de SWAT. În general sunt chestii random. În cutiile astea de aici, de la intrare, sunt chestii random pe care de obicei le iau înainte să plec. Știi, vreau să mă duc într-o expediție, o să iau asta, o să iau asta, o să iau niște apă, vine un zombie, o să-i dăm o singură lovitură pentru că avem un skull crusher. Apă, chestii de genul ăsta, roțile, nu mai am unde să le pun. Sunt pur și simplu chestii random. Aici avem doar armuri de tier 2 și tier 2 upgradat, ca să zic așa, care din nou le iau când mă duc în expediții. Nu știu în ce direcție. Hai să mergem în direcția asta. Aici am o armură, am un chest full cu armuri SWAT. Aici am niște arme melee pe care le colecționez mai mult, pentru că astea nu sunt craftabile, nu e craftabil, nu e craftabil, ba da, e craftabil.
nu e craftabil și, în general, sunt arme melee. Chestul era mult mai mare și mult mai plin de chestii, doar că le-am cam consumat eu cu timpul. Aici este un al doilea chest, după cum vedeți sunt două diferite cu armură full SWAT. După care avem aici un chest cu armură de armură military. Aici avem un chest cu chestii care nu au întrebuințare momentan în joc, dar par a fi destul de rare, adică ăsta nici nu mai știu exact cum se numește, Track Soul Blade. Și de asta știu că ai nevoie pentru nu aici. Bineînțeles, direct la cumpărat chestii. Este nevoie pentru unde e aici? Zombie Track. Nu, nici pentru asta. Parcă era nevoie pentru, da, nu știu exact. Deci nu există nimic. Mă gândeam că pentru Soul Blade Mace ar fi o idee să adauge chestiile astea, știi, să ai nevoie de astea pentru Soul Blade Mace, dar încă nu, n-au făcut nicio modificare în sensul ăsta, așa că nu știu ce să zic. Chestia asta nu știu, nici asta nu știu exact la ce folosește, parcă pentru Radio Tower, de fapt cred că și zice Signal Amplifier used at Radio Tower. Da, bun, deci e nevoie pentru Radio Tower. ATV Gas Tank, ai nevoie de unul pe care l-am pus deja în ATV și mai am încă 8, dar încă 10 de fapt, da. Încă 10 pentru că, nu știu, pentru că le țin acolo, habar n-am, poate o să valoreze ceva într-o zi. Că teoretic sunt relativ rare sau ceva. Aici avem 100 de wire, 100 de rubber parts și aș vrea, cred că aici o să pun primul trunk. Când o să fac primul trunk, o să-l pun aici și o să extind puțin asta ca să pot să pun, să am fix 200 de duct tape, pentru că fix duct tape ar trebui să fie cel mai mult aici și nu este. Ok, aici avem alcoolul, avem un chest plin de alcool, aici avem masa care lucrează pentru alcool și nu mai lucrează de mult pentru că suntem plini de alcool și nu mai am unde să-l pun. Aici avem un chest plin cu thick fabric. Aici avem un chest plin cu, de fapt nu e plin, aici sunt doar chestii, astea de obicei le folosesc pentru bandaje, când se adună foarte multe le transform în bandaje și cu alcoolul le transform în medikituri și așa mai economisim și noi niște spațiu. Ok, următorul chest este cu tot așa thick fabric, pentru că deja aici e plin chestul și nu prea mai am unde să pun, și sfoară, pentru că chestiile astea, din moment ce nu mai lucrez pentru thick fabric, nu prea mă mai interesează și nu prea mai pun la prelucrat, nu se mai adună așa de multă și nici sfoară nu se adună așa de multă, pentru că, na, doar ce am folosit-o pe eventul ăla de Crăciun, pentru că a trebuit foarte multă pentru decorațiuni. Aici avem piele de toate felurile, prelucrată, neprelucrată și blană de vulpe. Ok, aici avem medikiturile, avem destul de multe la bunker. Alte chestii care s-au adăugat în update și vreau să vorbesc puțin despre ea. Ideea e că acum poți fi jefuit și din locurile unde ți-a ascuns tu lucrurile, știi? Gen, dacă duci lucrurile la casa altcuiva, e posibil ca riderii să vină și să-ți fure chestiile de acolo. Deci aveți mare grijă legat de treaba asta. Nu știu dacă e posibil să-ți fure chiar dacă nu ai acceptat riderii și nu cred că poate să-ți fure dacă nu ai acceptat riderii, așa că încă nu o să-i accept. Momentan sunt foarte, foarte multe filtre. Nu știu dacă o să am vreodată nevoie de atât de multe. Nu știu dacă o să accept prea curând treaba cu riderii. Mai întâi să-mi fac baza și o să dureze destul de mult până fac baza. Aici sunt pattern-urile. Mai am și la bunker foarte multe pattern-uri. Ăsta e pattern-ul rar, ăla de Crăciun pe care l-am vrut, Christmas 2017. Ok, nu am pattern-ul de Halloween, dar nu l-am luat pentru că nu știam că o să se termine atât de repede eventul și n-am farmat destul de mult. Aici e chestul cu painting-uri și e puțin mai sărăcăcios acum pentru că doar ce am pictat câteva chesturi, ăsta negru și alea, o să vedeți, o să vă mai arăt și celelalte chesturi pe care le-am pictat. Aici este chestul cu metal, de fapt nu cu metal, cu metal prelucrat în general, deși acum sunt cam random chestiile de pe acolo. Ok, ce mai avem? Aici e lemnul, neprelucrat în principal. Ok, și avem 10 acolo. Ok, și zidurile. Alte chestii legate de update, bine că mi-am amintit și am lăsat special zidul ăla acolo ca să-mi amintească, că știam că o să uit. Am nevoie de apă, nu știu dacă am, de fapt o să beau direct de aici. O să ajungem și la chesturile astea imediat, ok? Băi, nu știu dacă, sper să nu fie plictisitor, adică nu știu, mie mi se pare destul de boring treaba asta, dar mi-a cerut foarte mulți unturi al bazei, așa că am zis că, mă, dacă lumea vrea, lumea o să primească, nu? Hai să vedem ce primim de la un zid distrus. Se pare că primim doar de la zidurile de limestone și... Ok, plank-uri. Oh, dar primim destul de mult, adică 5 cu 10. Chiar e foarte bine. Chiar e super bine.
Ok, și presupun că o să primim și pentru zidurile de piatră. Adică știu, de fapt sunt destul de sigur că o să primim și pentru zidurile de piatră. Știu că pentru zidurile de level 1 nu primești nimic pentru că te costă un lemn, ce ai putea să primești înapoi, jumătate de lemn. Dar oricum, foarte tare treaba asta. Aici avem lemnul prelucrat, bine, nu e tot, asta e doar o parte din lemnul prelucrat, pentru că aici e tot lemnul prelucrat, e un chest full și... Eu zic că sunt destul de pregătit pentru o nouă bază, adică am destule resurse cât să încep o nouă bază, dar parcă mie așa, nu știu, mie cumva să distrug toată baza asta și să încep una nouă. Aici în camera asta ne ocupăm de piatră, aici e capul lui The Blind One, am 3 capete până în momentul de față, 3 sau 4, nu mai știu exact. Știu că am unul e pe perete, unul e pe undeva prin casă, o să vedem, nu știu, o să dăm de el la un moment dat. În timp ce ne uităm prin chesturi. Aici e un chest aproape full cu piatră prelucrată, aici e un chest full. Full cu piatră prelucrată. Deja cred că putem să-l umplem și pe al doilea chest cu piatră prelucrată. Bun, hai să lăsăm piatra asta aici. Aici este un chest cu arme stricate. În momentul de față nu mai am așa de multe arme stricate, pentru că armele astea stricate le folosesc pentru dezasamblat. Da, asta e masa, e Gunsmith Bench. Da, și m-ați întrebat dacă recomand masa asta? Nu. Nu recomand decât dacă ați ajuns în punctul în care nu mai aveți ce să faceți în joc și aveți foarte multe resurse, da, cum sunt eu, spre exemplu. Aici avem bolți, nu prea mai avem noi bolți, o ducem foarte prost cu bolțurile. Nu știu exact ce aș mai putea să fac cu ball bearing, dar, adică cu rulmenții. Dar îi păstrez aici pentru că, nu știu, să fie. Când o să apară ceva de făcut cu ele, o să le am, pur și simplu. Iar astea o să avem nevoie pentru că o să upgradăm niște chesturi și mi se pare că... Opa! Mi se pare că e nevoie. Când o să facem trunk-ul, nu mai știu exact ce trebuie pentru trunk, dar o să ne apucăm cât de curând să facem și trunk-urile. Ok, nu e nevoie. Dar e nevoie de foarte mult oak plank. Holy shit! Asta nu-mi place absolut deloc. Steel bar-ul e cea mai costisitoare resursă. Ok, aici avem tranzistorii, becurile, țigările, astea, flashlight-urile, fraților, chiar nu știu dacă merită să le mai păstrez, pentru că deja am multe și chiar nu cred că o să vină prea curând o utilitate pentru ele. În general, majoritatea chestiilor de aici, chestiile astea sunt în general, le păstrez pentru chestia asta când o să apară, pentru că momentan nu este în joc, chiar printre ultimele sau? Nu. Chemistry, aici, Electronic Labs. Când o să apară chestia asta, cred că tot chestul ăsta o să se termină în câteva zile, pentru că o să le dezasamblez pe toate, pur și simplu. Camere nu prea am mai găsit, aparent sunt foarte rare și am mai găsit între timp, dar nu mi-am dat seama că ar trebui să le iau, pentru că sunt rare, dar o să le iau când o să mai găsesc. Telefoane, lacăte, chestii, nu sunt numai chestii electronice, doar că nu am avut unde să le pun pe restul. Aici sunt chestiile legate de arme și ceasurile și chestiile astea, nu știu, astea sunt picate de la, mi-au picat de la... boți când m-am dus prin păduri și de-astea. Nu știu de ce, dar se plimbau cu un campfire după ei, cu de-asta de hrănit cai, chestii, ceasuri pe acolo. Aici, nu știu, sunt antene. Aici sunt engine parturile, de fapt, pentru că ați văzut că am și la intrare vreo 18 sau 19, nu știu exact câte am, dar s-au umplut aici, pentru că am zis că nu o să le umplu prea curând. Nu credeam că o să fac rost de 20 de engine parturi cai de aici. Cei care nu știți, cei care sunteți pentru prima dată pe aici, am și chopper-ul terminat. Da, roțile astea nu știu exact ce pot să fac cu ele, dar deja am foarte multe, am 11 roți de astea, să sperăm că o să se adauge o întrebințare pentru ele cât de curând. Aici avem gas mask-uri, toate sunt de la bunker, da, am avut mult mai multe, doar că am început să le folosesc la un moment dat, pentru că de obicei nu prea făceam camera aia cu gaz, dar în ultimul timp am început să mai intru prin ea și am zis hai să mai iau din măștile astea ca să le consum și să aduc altele full. Vreau să fac chestul ăsta cu de-astea full. O grămadă de ghidoane de-astea pentru chopper, roți, chestii. Știu că nu vă pică, am deja 3, știu că mai am unul la bunker. Chiar e unul la bunker în momentul de față și o să trebuiască să mă duc să-l iau cât de curând până nu uit. Aici e aluminium wire, o să încerc să-l prelucrez cât mai curând. Oh, ok, avem două chesturi. Am și uitat de chestia asta, da. Avem două chesturi cu aluminium wire, avem foarte mult aluminium wire. O să ne ajute foarte mult când o să accept treaba cu riderii, pentru că știu că le place foarte mult aluminium wire și cred că o să le dau la schimb ca să nu mă atace. Dar ce m-ar tenta să le dau mai mult decât aluminium wire este bauxita, pe care nu o folosesc niciodată pentru că e inutilă. E pur și simplu pierdere de resurse, ești pe un minus foarte mare dacă te decizi să transformi bauxita în aluminiu în loc să transformi aluminium wire în aluminiu. Ok, asta e camera cu metale. Aici avem, ăsta e un chest random. Ok, mai avem un, bă, avem foarte multe de astea pur și simplu și știu că foarte mulți dintre voi vă plângeți că nu vă pică. Eu am, deci am avut 3, asta e al patrulea, mai am unul la bunker 5 și mai am încă unul aici, mi se pare.
trebuie să fie pe undeva prin inbox, am o grămadă de chestii prin inbox. Am și engine part, holy shit, nu știu de unde. Cred că mi-a picat chiar de la Freebox, dacă vine să credeți. Știu că eram off camera și mi-a picat la un moment dat engine part, ok, și mai am un chopper fork și aici. Din nou, am foarte multe chestii care nu aș vrea să fie furate, dar asta nu vreau să accept riderii. Aici, alcool, apă, niște duct tape, sunt doar chestii relativ random, nu știu, nu... N-am știut unde să le pun. Și aici este chestul cu chestii rare. Ăsta cred că este cel mai important chest dintre toate, pentru că avem o grămadă de carduri. Avem 17 carduri Alpha, ăsta ce e Bravo, Charlie, Delta, da, Delta, Fox, Vandala, ăsta ce e Romeo, ok, și Zulu, fraților, ăsta e de la The Big One, trebuie să-l bați pe The Big One ca să faci rost de chestia asta. Electronic Circuit, 1 îl am de dinainte să fie apărut update-ul ăla la bunker, da, când era bunkerul original, ăla vechi, ăla acum, când a apărut se jocul, frate, când era, bine, nu Early Access, că încă e Early Access, dar când era bunkerul ăla foarte vechi, atunci mi-a picat prima dată un... un electronic circuit și după aia mi-a mai picat încă unul la, de la floppy disk, ok? Snorkel mask, chestia asta care lumea încă se întreabă dacă există sau nu și eu o am de destul de mult timp și e super rară, nu există nicio întrebuințare pentru ea. E doar, nu știu, e doar acolo să fie, o să păstrăm până la sfârșitul episodului, ok? Să fie. Nu știu când o să apară o întrebuințare pentru ea, e doar, nu știu, doar de formă, poți să o ții pe tine, pur și simplu. Și nu vreau să fie furată, din nou altă chestie care nu vreau să fie furată și dacă ar fi să fie safe-ul, să-mi pice un safe sau să îl craftez la un moment dat, o să țin chestiile astea, snorkel mask-ul, asta, sau nu știu care, mă rog, astea trei în principal, snorkel mask-ul și circuit board și Zulu card, alea o să fie chestiile pe care le păstrez. Aici ai mâncare, avem și niște turkey acolo, cu turkey-ul nu prea mă împac eu bine pentru că consum foarte multe, foarte mult combustibil ca să îl prăjesc, dar trebuie făcută și aia. Odată și odată, mamă, ne lungim foarte, foarte mult cu episodul ăsta, mai bine nu vă mai, nu știu, hai să încercăm să mergem mai repede prin ele. Aici, încă un chest cu armură full military, încă un chest cu armură full military și cam atât. Ok, cred că am ajuns la final, aici avem, bine, e grădina și toate chestiile astea. Bam, 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 ok, nimic special aici, nu mai avem chesturi și cred că asta, cam asta a fost toată baza. Acum când dau seama... Acum mi-am amintit eu că nu am luat toate chestiile din Brad înainte să dispară eventul. Hai să vedem ce bonusuri avem la healer. Ok, nu mă interesează niciunul, toate sunt inutile în punctul în care sunt eu acum. Chopper-ul și da, fraților, cam asta a fost, cam asta e baza mea. Noua bază, o să fac un plan, chiar o să-l fac pe hârtie, efectiv, o să fac... ok, hai să vă arăt și ATV-ul. ATV-ul astea sunt chestiile pe care le-am pus în ATV. Mai trebuie o singură de asta și am terminat. Ar trebui să pun și niște scrap metal. Uite, chiar așa. Bam, am toate chestiile de pus aici. Aș putea să termin în afară de transmission și bine, și engine parts, clar. Dar nu o să o fac. De obicei le pun acolo pentru că nu mai am unde să le pun în altă parte. Și aici aș putea, na, în afară de astea, care am deja destul de multe, am vreo 5, nu mai știu exact, chiar ați văzut tot ce am în bază, ați văzut tot ce am eu în episodul ăsta. Și da, cam asta e baza mea, cam asta a fost cu cutiile alea pe care le-am deschis destul de, nu știu, destul de tristuț, pentru că nu mi-a picat nimic mov sau galben, știi, adică nu mi-a picat nici safe, nici military box, nici steel plate, nici absolut nimic ce aș fi vrut să-mi pice din chestiile alea. Dar oricum a fost binișor, știi? Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că m-a ajutat foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și pe toate aftare. Peace!